Dacă intrăm în peșteră, sub biserica de la Sfântul Gherasim din Iordan, o să găsim o icoană mai rară în care Maica Domnului alătează pe pruncul Iisus Hristos. E deosebit de frumoasă. Ia uitați cât de frumoasă poate să fie. Maică prea sfântă, prea curată, pururea Fecioară Maria, roagă-te la Fiul tău și Dumnezeu nostru și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Maică prea sfântă, prea curată, pururea Fecioară Maria, roagă-te la Fiul tău și Dumnezeu nostru și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Maică prea sfântă, prea curată, pururea Fecioară Maria, roagă-te la Fiul tău și Dumnezeu nostru și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. N-ar trebui să existe nicio casă în care să nu ardă candelă. Jertfă bine primită de Dumnezeu, fiindcă El a spus că lui Moise, când va aprinde Aron candele înaintea mea să tămâie, iată ce place Dumnezeu, să aprindem o candelă, să tămâiem, să ne rugăm cât mai mult. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi păcătoși! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi păcătoși! Doamne Dumnezeule, miluiește-ne, iartă-ne, apără-ne, păzește-ne și mântuiește-ne!